sabahki oyunda favorit Mesut'tan gösterdiler. Yani bu maçta Farhan Uli almış. So in tomorrow's game, your team is shown as a favorite. Does it create some kind of relaxedness, or maybe it can lead to some underestimation? Nu cred că există favorite. Am ales în primul meci din sezon, al ambelor echipe. Nu văd deloc o echipă favorită, indiferent de numele ei. Iar ca principiu, nu trebuie să plecăm, indiferent de meci, ca favorită sau să nu fim, nu știu, să fim, să nu să ne desconsiderăm adversar. Este un lucru foarte rău pe care se întâmplă în fotbal. Tocmai de-aia încercăm la fiecare meci să dăm tot ce putem pentru a câștiga. Speaking in particular about the game tomorrow, we cannot consider anything as favorite because it's the first game of the season for both teams. And as our philosophy, we do not consider ourselves favorite or disadvantaged. No matter what team we play, it is our strategy, it is our way of thinking about football. We don't consider ourselves being better than our opponent. We have to be concentrated every match, every time. Evet, Erçin Sabahçıoğlu'nun değerlendirmesi bir komandan favori olduğunu bildirmeyle bağlı yani tam razı değilim. Çünkü bu oyun her iki komanda için mevsimin ilk oyunu. Bize geldikçe ise biz her zaman rakipten asıl olarak strateji seçiyoruz. Yoksa yani Z komandaya karşı favori edecek riskle çıkış etmeyen ve en tabii ki yüzü komandaya karşı yani ki ikinci komanda kılıç kırmak gibi olur. Her oyun farklıdır ve biz her zaman strateji seçimde futbol tarafından düşünürük. Sabah günü de maksimum köklenme ve maksimum konsantrasyonu yani müstakbeçe elde etmeye çalışacağız. So tomorrow, if you get an opportunity, would you like to take a photo with Michael Essien? So the question is to the captain of both. How old? Știu că Michael Essien de la Chelsea, un jucător foarte bun, acum este în vârstă, dar cu siguranță rămâne un adversar de temut și îl vom consider, îl vom trata ca atare, nu îi vom da șanse să arate ce poate, dacă va juca, dar până la urmă toți jucătorii de la Sabahçı sunt buni și nu trebuie să ne punem atenția doar pe Essien. Și cu siguranță, dacă după meci, dacă I know Michael Essien from Chelsea. He's a good player, even if now he's not in his younger years. But he's a good player, experienced players. But all the players from Sabahçı, we think they are good players, and we treat them all with the same respect and good attitude. After the game, if I have the opportunity, I will speak with him, of course, and maybe make a photo. Demek Essien'i Chelsea'den tanıyorum. Yaşlı oyuncudur. Bak belki artık cavan yaşlandı değil ama onunla yanaşı çok tecrübeli bir oyuncudur. Lakin burada tek söhbet Essien'e gitmeyiz. Sabahçı'nın da çok yaşlı oyuncuları var. Ve biz onların hamısına, yani ki İngilizce bakıldığı hamısına hürmetle yanaşıyoruz. Artık sabahki öğünden sonra belli bir fırsat bulursam belki de şekil çekilir. Any questions? Başka bir soru olan var. Domnule Papură, ce impresie v-a lăsat din ce ați urmărit video Sabahçı? Yani Sabahçı hakkında, Sabahçı'nın bize de silah demekle pes orta yaptı. Perioada de pregătire nu poți să-ți faci o impresie reală asupra potențialului echipei adverse.
Cel mai important lucru este ceea ce facem noi și cât de concentrați vom intra la joc. Cât de atenți vom fi pe toate detaliile pe care le-am antrenat și să începem bine sezonul. It was very difficult. We only had at disposal friendly matches, but it's important that we do our best tomorrow and we do in we put in practice what we trained and we can so that we can be in charge of the game. Fel de namatotomat, de olyan soha nem is lévünk sű, szabadjon lehet megjelenni. Itt megyik, ilyen jelentek cső kazunak, de szabadjon, szóval sorunk egy mesre, itt lehet az ombe, tehát pedig legyen. Domnule Papură, știți că Sabail a adus un jucător ce a evoluat în România 5-6 ani, probabil antrenorul a întrebat mai mult despre Universitatea Cluj. Și o întrebare comună. Feric. O secundă. Nu aștept că a fost transferat la Sabail. Cu siguranță eu am mult mai multe informații despre echipa noastră decât avem noi despre ea. Am zis că face tot ca mâine la ora jocului să fim la formă bună, psihică, fizică și să reușim în mijloc. We know that Sabail bought a player from Romania. Speaking of Erico, and for sure they have more information about us than we have about them. But tomorrow, when the game begins, we will try to do our best to win. Sabail, Romanya'da bir oyuncunu getirir ve bu faktör esasen diğerlere diyor ki onlar bizim hakkında ama daha çok yani bizim olan hakkında. Ama buna bakmayarak sabahki oyunda biz yani ki öz önümüzü düşünecek ve netice kazanmalı karşımıza meksel var bu şu an. Nicușor, priviți dincolo de acest meci, de acest tur, priviți grupele Europa League? Nu. Lăsăm acest meci ca pe o finală. Este primul nostru meci în Europa acest an și încercăm să ne facem treaba cât mai bine, să obținem calificarea de aia se poate. We don't think about the next round. We now think only about this game, the game tomorrow, and we never do that. We never think about. We never think ahead. We only think about the next game, and it's a difficult game. We have to think about the next games, next rounds, after we and if we qualify. El Sabail komandasının keçisi hesabı, yani ki Nöbetör Alman'a bağlı düşünmüşsünüz mü? Xeyr, biz hiç zaman Nöbetör Alman'a düşünmürük. Bizim indi hal-hazır bilirik ki, yani məqsədimiz sabahki oyunda köklənməkdir. Yani gələcəyə biz hərək etmişmürük. Sabah çətin alınacaq. Əgər Sabail komandasını keçə bilsək, o zaman Nöbetör Alman'a daha çok düşünməyə başlayacaq. Nu aș simți o oarecare presiune a echipei favorite, pentru că inclusiv din cadrul clubului se spune că nu aveți nicio scuză dacă nu vă calificați. Da, suntem convinși că toți suporterii și noi, cei din conducere, se așteaptă ca noi să mergem mai departe, dar nu va fi ușor. Este prima meci după perioada de pregătire, nu suntem capacitați 100% deocamdată, părerea mea. Trebuie să avem meciuri ca să fim 100%. Și avem și terenul, poate și căldura, care vor fi incomode în prima manșă și sperăm că la final să reușim să trecem cu aceste condiții. We know that supporters and team management want us to qualify, but we also know that will not be easy for us. It's the first game of the season and we are not 100%. We have to play matches to be 100%. But we'll do our best to win. Demek belki komandan favori oldu gösterdi. Bu komandanın tezgahı altında saklayır mı ve sabahki mevlubiyete yani ki sebep kimine getirecek. Azarkeşler rehberliği yani bizden nöbeti mehreç namzı istiyor. Bu asam olmayacak.
The other game came from England, and the Helleke came to use Paris and Hazard there. And on the Merah, he was the best man in the match and the guy in the Czech. Suprafața de joc, ați văzut, domnule Papură, cum vi se pare, este la ce v-ați așteptat? Va fi un adversar în plus pentru echipă și dacă vă influențează în alcătuirea 11 de asta? Vă ține cont de acest detaliu? Încă nu am fost pe teren, dar acum am venit și eu și vom vedea cum se prezintă suprafața de joc. 11 vreți să alcătui în funcție de ce vreți să alcătui? Absolut. Until now, I didn't have the chance to take contact with the pitch, but the first 11, starting 11, would not be chosen taking into consideration the pitch. So, as soon as we met each other, parlé de, but he has the same message. Did he have met each other? Yeah, he. After that, I'm sure we can share that with him. But as soon as we saw the joint, the staff here has the same message there. Milan ce factorul Roma ne mergea. Primul meci de fapt al sezonului cu o echipă pe care o știm destul de puțin. Cum se tratează? Încercăm să ne impunem sau suntem puțin precauți? Deja v-ați propui ceva înainte de joc. Vezi ce se întâmplă în decursul jocului. Cred că asta este cel mai important. Vezi ce se întâmplă în decursul jocului. Nu poți să ia anumite decizii, să-ți propui ceva. Pe teren, toate problemele se pot schimba oricând, de la minut la minut. Așa că trebuie să fim echilibrați în ceea ce privește deciziile pe care le luăm. În descoperi, ne lua riscul pe atac. Tocmai mai este să simțim cât de cât pulsul adversarului, să vedem la ce ne putem aștepta. Ne vedem aici așa cât de repede ne vom adapta. It's not enough to propose something before the game. It's important to make the right decisions during the game. So we have to be concentrated on this, and we will see tomorrow what we will have to expect. And this, I'm sorry, will be the last question. Yeah, because such a desire here, I mean, this is what here will be.